la pământ. Mamei curgea sânge din... Atunci n-am știut că au împușcat-o în inimă, dar au împușcat-o în inimă și îi se scurgea sângele. Și una din surori, tot așa. Cealaltă, nu știu cu ce glonț au tras. Că erau bucăți de carne căsute din ea. După terminarea, dacă care va mai mișca, în ăla mai trăja. Văzând cu lanternele că eu era suspect că nu sunt mort, a spus unul din ei, măi, ia vină încoace și mai trage ăsta o două cartușe. A fost prea cumplit. Pentru că m-am ridicat de acolo. Am spus încotro o iau. Nu știam dacă merg înspre bunicul sau merg înspre sora mea. Nu știam care încotro. Și atunci am auzit când au intrat la bunicu și acolo i-au somat și am auzit când îi împușcau pe băieți. Soldatul imediat și-a încărcat arma și a venit la capul meu. Având baioneta pe armă, ajungea cu baioneta la capul meu și a început să tragă. Și atunci am sărit dincolo gardul la sora mea. Și acolo erau morți toți. Și nici de acolo n-am ieșit pe stradă, că mi-a pus frică tot gardul. Am sărit într-o ulicioară mai mică și m-am strecurat până la cealaltă soră. Acolo am văzut două cadavre, cred că erau, în alb, în grădină și am spus, asta înseamnă că sora mea a scăpat. Și am intrat în casă. Ea era întinsă jos, pus mâna pe ea, era rece. Și aia, fetița mică era în pat. Și am zis, a scăpat Ionica și am vrut să o iau în brațe. Dar și ea era moartă. N-avea partea din spate. Probabil că i-au crăpat capul. Intrând în casă, soția a început să plângă, era în dureri de naștere. Au spart-o cu baioneta în burtă și au scos copilul din burta ei. Toți erau morți. Eu vroiam să-i anunț, să spun, să fugă. Dar unde m-am dus, toți erau morți. Și în momentul în care am văzut că unde mă duc nu dau decât de morți, m-am oprit în mijlocul șoselei. Și atunci a dat mecanicul peste mine, ce cauți aici în miez de noapte? Zic, păi stau să mă gândesc. La ce te gândești? Cum îmi mormântez eu atâția morți? Ce morți? El nu știe, el nu era localnic. Am vrut să ies la drum, la drumul care duce la Cosnici, că era întuneric și mă speriam de bostanii care erau prin porul. Dar n-am putut, că peste tot erau soldați. Și când am ajuns acolo,
Erau români speriați și adunați și una dintre femei a zis, uite un copil. M-au întrebat cine sunt. N-am putut să spun decât toți sunt morți. Și n-am mai scos niciun cuvânt. Ip, un genocid dinainte gândit și programat, din păcate chiar cu ajutorul unora dintre colocuitorii maghiari din comună. Eu m-am urcat în podul casei și am tras scara sus în pod. După câtva timp am auzit chișbirăul, servitorul comunei, bătea doba. Și s-a oprit în vecin lângă noi și a bătut doba. Dar nu a mai vorbit el. A vorbit comandantul companiei cu următoarele cuvinte. Citez. Frați maghiari, azi noapte când am intrat în comună, valahii au tras în noi, iar noi le-am dat replica, i-am culcat pe toți la pământ. Au făcut o groapă de 30 de metri de lungă. Și i-au așezat pe unul cu capul într-o parte, pe celălalt în partea asta-alaltă, ca să meargă mai mulți unul peste altul. Și au pus două rânduri și jumătate. Și în aceste două rânduri n-au încăput toți cei 157 și au început cu al doilea rând până la jumătate. Unul dintre unguri a luat un par și a crăpat capul tatei. Și când a ajuns la mama, unul dintre ei a spus, nu, mai întâi să văd cum este grăsimea de bireșoală. A fost pintecat-o. Și pe urmă i-au aruncat în groapă.